aceasta. Dumnezeu, tu te chezi la asigurarea tuturor unităților. Vacile astea tu, numai ele mănâncă, după aia lumecă, iasă, după aia stau, după aia iară mănâncă, iară lumecă, după aia iară stau. Specialiștii afirmă că nu este o legătură directă între cantitatea și de cantitatea de lapte pe care vacile o dau în fiecare zi, dacă sunt hrăniți. Bărbaților, niște boi. Boi? Da, dreptul. Dar tu, Rozi, eu nu de-aia am zis că de asta, că eu cumva îmi pare rău că m-am însurat. Nimic? Nici un pic nu nimic, pare rău. Nici un pic, mie nu pare rău deloc că m-am însurat. Mie îmi pare rău că m-am însurat cu tine. Cine plătește? Atunci, către casă. Bine, mă, Cornele, mă! Bine și omul dată la cistă, pe o bere și încă una și tu dă-ne cât te vezi, gata! Bravă! Omul bea cât bea, dar mai și plătește! Bă, auzi, mă, că toți că nu ne mai dă pe datorie! Hai să mergem! Hai cu mine! L-a inventat încă. Mă, eu nu știu, mă, cum animalele astea de muște, mă, care zboară tot așa, să așează pătele de murtăciuni, mă, și de mâțe morte, mă, vin, mă, să bagă în pere, mă, și spumă. Și gunoaie. Da, tot. Păi curnini, adă la mine un bere, no? Pardon. De ce ansi? Na, mă! Mă, bine, mă, pizi, mă, ce-ai băgat mâna la mine în bere, mă? Cine știe unde umblat cu mâna aia înainte, mă? Stai liniștit, veri, baci, că doar cu mâna pe care o văd ceasul, nu umbla numai în canalul nostru care iese din spatele blocului, ci că pe sub bloc se alimentează cu TV de hârtie și cer și iese până la tine, a care nu, cu tot ce mai mânzești, să le păsești, ce mai povestim. Povestim! Aici mi-am uitat proteza. Mulțumesc! Da. Îți place? Da. E calurea? Da. No. Da. 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 Da.
Cum? Numai tu mai trecem pe aici și din toată s-o deschid din greșeală ușa și ia cătă-mă în locul. Așa-i? Măi, incultule, mă, cum poți să jignești o doamnă? Tu, Rodi, când a trece pe aici o doamnă, oi vorbi cu ea ca cu o doamnă. Bine? Bine, dacă nu tarci și nu termin, îi spun la Rodi despre ce ai vorbit tu cu Petra ieri pe balcon, uite. Ei, n-o las că știu eu, prezentule, să meargă la Cornel la băut și cu Petra la pescuit. Ha, Rozi, tu, am auzit că ai ceva de vânzare. Ei, opere-te de pantof cu top. Cui? Cui a dat banii? Cu pantof cu top, cui? Cui a dat banii pe-o șpastă? Ce, Iana? Ce-ți trebuie, Ana? Ana? Nu ești tu la ușă, Ana? Păi știu că n-asculți, dar spune-mi cine-i la ușă. Ioi! No, bine, pa! Bă, Ana, o zis Ana, că feri bacii la ușă, du-te, vezi ce-i trebuie. Eu nu pot să văd tu, Rozi, că doar ușa e închisă. Dar tu te vezi. Du-te odată. Oi, cum se berbă, las pe și intre să aștepte la ușă, mă? În loc să plătește datoria la bloc, mă? Adică, ce vrei să spui, feribacii? Că dacă noi n-am plătit cheltuieli de 6 luni de zile, asta înseamnă că avem datorii? Sau ce? Aveți umora. Umora să plătiți datorii. Nu, bine? Nu, bine, că dacă nu, ce? A, dacă nu, prende-se, no. Asta poliția, no. Ghila, no gratia, no chintele, no pratia, no. No, no, no. Plai, tu ce mânie sunt, țâtule, și plătește cheltuielile, că eu nu vreau să ajung în închisoare, mă. Tu, Rozi, chiar crezi că ar putea să-i bage în pușcărie pe proprietarii de apartamente care nu și-au plătit ăsta cheltuielile? Dar bineînțeles. Mă, ce-i tu, Rozi? Ți-am pregătit bagajul! Ce bagaj? Bagajul pentru Ghela, la pușcărie, pentru că apartamentul e pe numele tău! Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, zice că Ion se întâlnește cu Gheorghe și la un moment dat, unde să se întâlnească? Normal, în birt. Ăsta, Gheorghe, bea par după par. Jup. Zice, Ion, ce voi zice, dar te-ai stricat de cap? Zice, ce faci, vrei să te neci? Du-te că acolo e balt, acolo e părău, acolo e râu, du-te și dea câte. Că ăsta, nu mă, ce, dar de ce bea ca disperatul? Că nevastă mea, că nu știu ce, că atâtea probleme am cu ea de numai, că zice că n-aduc bani acasă, bani nu știu ce, mă ceartă, de 2 săptămâni dorm în grajd, în poiată, zice, nu mai știu ce să mai fac. Ce mă, Gheorghe, dar vă, Floare, tu i-ai mai dus la nevastă ta, mă, vădată? De ce? Păi cum de ce, mă? După cum dor de 2 săptămâni poiată. Cu Floare se rezolvă tătătăt, să vezi numai cum te primești înapoi în casă, farfuria de supă caldă, felul doi, tocănița, tătătăt, și după aceea înapoi în pat, doar cum? Ce bine, mă, zice, dar eu nu știu cum e cu Florile. Ce spui eu? Mă, Gheorghe, fii atent, eu de fiecare dată când fac câte o bocănă, câte o de asta, ce mă duc în piață și cumpăr, ia șanii, o buchet de flori, el mai mare, care o săptămână stă Maria mea cu picioarele desfăcute. La care Gheorghe tă să gândește, dar ce, mă, voi n-aveți vază acasă? Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, un banc tare fain zice că Ion și cu Gheorghe vineau de la munte. Cu ce să vie? Cu trenul, că doar pentru cal era prea lungă cursa. Și la un moment dat, cum stătea în compartiment, aud o voce. Ca feluțe calde, banane, smochine, ciorchine, țigări, afine, banane, nu știu ce, tot felul de sticks-uri și chips-uri.
Zice, ce să te aude, mă, ce să te aude? Eu nu știu, mă, eu unde să știu ce vorbesc ăștia pântreluri. Deci stai să vedem. La un moment dat se scrie ușa de la compartiment, chelnerul, textul la fel, ca feluțe, caral de banane, smochie, ciochine, tăfări de țigări, afine și chipsul și stixul, dar de fapt pe tavă mai avea 4 banane. Ăștia se uitau ca mâța la care dar habar n-aveau ce să era. Și colegilor de compartiment cumpără 2 banane, ăștia zice, mă, Ioan, mă, Ioane, ce mă? Mă, zice, luăm și noi 2 de alea. Luăm, domnul, 2 de alea. Cumpără ăștia bananele, stăteau cu ele în mână, amu, ce facem? Zice, știi, mă, miliția gării, ce stai să vin, ce fac domnii aia, că ia să pricep. Nu, la un moment dat, se uită Ioan, face, bă, de-o, mă, e, mă, mă, ești obelit-o, mă, du-te, mă, nu vor rovi. E, hai să ne belim și noi, hai, decojesc ăștia bananele. La un moment dat, amu, ce facem? Ce nu știu, mă, ăștia mușcă de ele. Mă, mă, de-o, mă, e, mă, Ioane. Zice, eu mă apuc și mușc eu din ea. Ce mușcă, mă, Ioane? Mușcă Ioane din banană, fix în secunda aia, intră trenul într-un tunel, pac, noapte, la care Ioan către George, mă, de-o, mă, e, mă, mușcat-ai, mă, din aia. Ba, mă, nu mușca, că ordești. Bună seara! Mă scuzați, recunosc, am greșit, știu ce urmează. Actele la control! Actele la control? Bineînțeles! Actele la control... Dar nu la mine! Nu, domnule, ale mele! A tale? Dar nici a tale nu la mine! Domnule, văd că ne putem înțelege! Doriți să vorbim în germană? Domnule, așa ceva nu se poate, sunt grăbit. Iar eu sunt Gheorghe, îmi pare bine. Cine? Gheorghe, e surd, nu mă vezi. Nu sunt surd, nu sunt orb. Tot ce văd în fața mea este un polițist turmentat. Ce mă, blondul ăla de la masa aia? Domnule! Vorbiți până mă doare capul și creierul. Tu taci, tu vorbește, te ascult, bagă. Măi, omule, măi, dumneata, în halul în care ești, poți să-ți faci datoria? Bineînțeles! Acum de nici măcar o oră am prins-o pe una, la volan, în stare de ebrietate, și băga, ăsta, fără lumini de semnalizare, fără plăcuță de matriculare și fără roțile din spate. Și băgaș, pam! Asemenea! Domnule, dar asta nu-i normal! Nu-i normal, nu-i normal! De ce la volan? De ce stai de ebrietate? De ce persistă situația din Ucraina? De ce jumate din populația Indiei n-are unde să dormă noaptea? Și nevoie să dormă ziua, până la amiază, așa e ca mine. Iată întrebări la care bastonul de cauciuc ar ști să vorbească. Dar n-are gură să vorbească, domnule. Se răspunde? Nu are. Poate e fraud. Extraordinar. E mut ca o lebădă. Cine, mă? Lucian Blaga. Domnule, nu mă nebuni, ce legătură are Lucian Blaga cu bastonul de cauciuc? Exact, bine zici. Nu știu să răspund. Ce legătură poate să aibă? Dar nevastă mea? Domnule, dar nevasta dumitale, când te vede în halul ăsta, ce zice, domnule? Cu bastonul? Păi nu zice nimic, că moare de ciudă. Da. Când mă vede așa că mai am luat și eu câte una mică la bord, și eu ca să o mai împac așa, să nu fie așa de ciudă, i-am cumpărat o mașină sport. Du-te! Exact, ușoară. Nu te-ar din fie să fie un trabant. Eu. Apoi s-o vezi tu pe nevastră mea, mă. Când o pus mâna pe aia, cheie, șpan, blană, gaz, maxim. Du-te, mă. Ai frie, ai de capul meu. Mă, și s-o blănit așa, cum se zice, fără să-și dea seama că la capătul pensă de unde cobora, o aștepta ăsta, echipajul radar. Da. N-o bineînțeles. Cu cine, mă? Cu tăți ăștia de la radar și cu câinele din dotare care
Spuneam porbagaj ca și porc cu cucuruz. Du-te. Exact. Și-o trecut pe-n față ecranului ăla, dar cu 450 de kg pe secundă. Mă. Viteză. Și în spatele cadrului radar, comisarul Colhon stătea cu părul înșoricat, așa încât leonțat și cu ochii bulbucați și cu gura uscată. Și atunci polițaii, ce crezi că au făcut? Ce, mă? A făcut ceva ce orice polițai, mă. Au rupt-o la fugă. Exact, după dramat. Extraordinar. Și ca să-l oprească. Ce-au făcut, mă, ca să-l oprească? Ca să-l oprească, asta spun. Au dat cu grămadă de pietre. Du-te. Exact, după când o gătat prima grămadă de pietre, o luat a doua grămadă de pietre. Că sunt pietrele alea pentru, știi, ca să nu derapeze iarna. Și îi pune o sparte tirotul și toate jamurile și roata de rezervă. Și roata de rezervă. Exact, și după aia au reușit să o oprească. Și atunci, ca să nu fugă de la locul accident, faptei îngrozitoare, o luat o sfoară și o legat mașina de un, de un copac. Exact, de un pom. Măi, dar presupun că i-au făcut un control la sânge, măi, frate. E unde sânge, că doar că a travat numai cu fotogin, mă, deșteptule. Mai nebunit, măi, eu m-am referit la inspecții tehnice, mă. De unde inspecții tehnice? Nu s-au descoperit dacă motorul ăsta Trabant avea motor sau nu, dar de-aia nu se știe de cum o luat viteza super fenomenală. Gata, mă, nu se mai poate, sunt grăbit, mi-a născut nevasta, trebuie să ajung la maternitate, mă, să-i duc florile. Felicitări! Cine-i tatăl? Mă, dar m-am săturat de tine, mă, gata, mă, nu se mai poate, mă, uite, mă, uite buletinul, poftim. Aha. De ce se fotografia cu capul în jos? N-ai amințit? Bă, pune-l invers. Vețigaș, cerculeț, gârduleț. Ion! Ion? Foarte fain! Vreți să vă ajut? Cunoaște să scrieți cu pixul ăsta albastru? Bineînțeles, dă-l încoace că m-ai înnebunit. Așa. Proces verbal încheiat azi, data. Numele? Gheorghe. Frumos nume, măi. Mama mi l-a pus. Da? Prenumele? Gheorghe. Frumos prenume. Mama mi l-a pus. Numele tatălui. Și fiului. Băi, băi, băi. Mama mi l-a pus. Mă. De Gheorghe. Aha. Sexul. Zglobiu. Mă. Mama mi l-a pus. Haide. Mă, și cam de cât să fie amenda? Cam așa de o sticlă de vodcă. Pentru ce? Pentru beut! Amenda? Păi nu, mă, amenda să fie pentru intoleranță în trafic. Bine, mă, omule, mă, și ce-ar trebui să fac eu când văd un polițist turmentat în trafic, mă? Să trag pe zeapta. Bine, și-am tras. Am venit și... Și după aceea să trag pe polițist din intersecție, că dacă nu se întâmplă, uite, de cazul de astea de ei amenzi, de nu mai apuci să replătești viața ta. Eu, mă, uite că tă tremur, mă, de năcaz, mă. Deja tremur, că eu nici măcar nu-s polițist adevărat. Tu ce? Nu. Uite, ține tu bastonul ăsta, ține și buletinul ăsta, ia șapca asta, și îți dau și haina, și du-te tu și fă pe polițistul să faci și tu rost de o sticlă de vodcă, că iată nu-s hainele mele. Că astea sunt hainele lui un vecin care l-au lăsat pe sfoară și a venit și o să fac de o vodcă. Ei, bastă-te! Mulțumim frumos, Roman Viorel. Bravo, Claudiu. Da, mulțumim. O să mai aveți niște surprize frumoase în această seară. Apoi iară urmează o surpriză mică din partea amirilor pentru toți invitații dânșilor. Dar eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Nu l-ați văzut cumva pe Rabă, Pacică? Tot îl cot și nu-l găsesc. Nu l-ați văzut cumva pe-n zonă? Băi, Rabă, mă! Rabă! Băi, pe unde umbli, mă? Hai, mă, încoace, mă! Nimă, bată-te, mă! Dar pe ce-i cu tine, mă? Că te văd așa, cam năcăjut. Băi, ești, mă, ești năcăjut. Cum să nu știu năcăjut? Dacă am aflat ce am aflat, mă, Tudore. Ce ai aflat, mă? Nu știu cum să spui eu ție așa ca să mă înțelegi, mă. Mă, zi așa tu cu
cuvintele tale, să înțeleg și eu, că sunt mai prost alău, așa de pe lângă, dar știu, dar arătă satul știe. Aha. Mă, Todore, dragă, înnăcăjit că am aflat că trebuie să-mi o taie, mă. Ioi, mă, și ți-o taie tătă. Tătă bine, zoie, mă. Extra. Ori te iau, ia așa, ni fai frumos în bucăl după aia și ori dau-o la oameni. Dar zici, ce s-o taie la oameni, mă? Tu mânce, de-aia, tu mânce. Ce-i trăzit iar, mă, din glăule, mă, că numai prostii vor obești, mă. Da, auzi, mă, de ce trebuie să-ți o taie, mă, handicapatul? Mă, de votrizele încoace, nu se mai scoală deloc. Ia. Nici afară nu mai pot scoate, mă, am vedea o doamne fer careva și mă fac de tătă minunea. Du-te, mă. Păi dacă spui. Mă, dar voi n-ai încercat avut un tratament să nu-ți o taie, mă. N-ai dat chiar cu nimica, mă, cu ceva pe acolo. Cum nu, mă? No. O-am dat-o cu oțet, mă. Băi, domnule. Așa o puțin mă dezmuta fața, mă. Nu, no, dacă zic. Cu oțet. E, după aia o-am dat-o cu niște vazelină de aia pe care am găsit-o în pod, mă. Cred că o rămas de la buna și bag seama că era expirată, mă, că cum o-am dat-o, tăpări optica, mă. Așa și altă era, mă, de bine te apuca râsul și dar nu m-a râs, Titu, că nu-i băi să... Râde trebuie de astea. Nu, mă, după aia am dat-o cu fotoghin, mă. Oh, cu fotoghin, mă? E, mă. Ce? S-o înfoie atât de bine așa, ni ca un balon. Cum, cum? Ca un balon, mă, așa, mă, așa, când s-o desfoiat, s-o obleji mai tare, mă. Cum, mă? Așa era, ca, cum să zice, capterea de pe Caltaboș, știi? Oi, trăzniță-te, încă, mă, dar păi n-ai fost la un doctor cu ea, mă? Dar cum nu, mă? Nu, păi, dar ce-o zis, mă? Nimica, nimicuța, asta o zis că n-o zis. Hai de mine, mă, poate că tu ai fi fost la bun doctor mut, mă. Bă, mă, poate că o și fost el mut de bat, mă, că doar a fost sărbătoarea asta cu Sfânta Mărie, știi? Aha. Nu, dar după aia și-o revenit că am fost și a doua zi. Da. Mai aveam copii ochii roșii. Aia, de la o să trebuie. Dar și s-o uita la mine, uita spărea la ea, apoi iar la mine, iar la ea, și numai așa că ce și-o pus așa mândurile în cap și-o face rabă, ibai. Trebuie tăiată. Iui, mă, da, bine fata că te-ai putut folosi de ea până amu, mă. Da, așa-mi zis și eu, doamne Buța. Bine, mă, rabă, mă, dar păi auzi așa, ca între prietini, așa. E. Bala asta, ce ți-o zis doctorul? Să ia? Mă, doctorul, că s-am grijă că așa cât eu tic, știi tu, cât eu tic, să nu ia. Oi, mă, du-te în trezne, mă, lasă-mă, te-am pupat, eu am plecat. Păi tu ce, mă, dar nu te purovi, mă, cum afli că un om are un acaz, repede, te vă trageți pe vorba aia, pe fese, cum se zice, și ce zici, mă, să mă apucă să mai purovi, mă, bine, dacă tu zici, uite-te așa, dacă între prieteni, ca între prieteni, spune unde ți-o taie, mă? Mă, Todore, unde ori vrea? Că tu știi că eu mi-e jingaș, mă, numai dacă nitro țandură în deajă și văd o pic de sânge, pe urtic jos și leci, mă. Bine, mă, nebunule, mă, păi dacă tăți o taie, să mai șâie. Exact. Păi după ce umbli ca prosta pe uliță pe aici, între oameni, să-i infectezi, să-i îmbolnăvești, în loc să stai acasă, mă. Păi, mă, să-mi fac formele, mă. Pentru ce? Pentru ca să-mi o taie ei, mă. Nu ți-am zis că acasă n-am nici condiții și nici n-am unde tinde pialea, că doar bandă și mie din ea. Îți dă pialea ție, mă. Ce vrei să dea pielea ție, mă? Ie. Dar ce să fac eu cu ea, mă? Doar poți să închizi ea să-mi faci frumos povestcă și faci de ea o dobă, să pe dobălești. Ei, mă, ce îndobă să te mânce, că tu chiar ai năcaz mare, mă. Că vorba aia, cine are năcaz mare la mare, năcaz are. Că bine zici, dar auzi, mă, nevastă-ta, mă, nevastă-ta e frumoasă, pogană, mă, dar ce zice, mă? A, pe ei pare rău, mă. O zis că a fost cea mai mare și mai faină pe care o văzut ăia și-o avut-o de când i-am luat nume. Auzi tu, mă. He, dacă zic. Du-te, mă. He, dacă ai și văzut-o tu pe ea sar așa, mă, cum o gâdălea așa. Du-te, mă. He, dacă ai de. Mă, și cum o drăgălea. Ioi. Să nu spui, mă. Mă, și cum o mai netezea așa, mă. Ioi. Și apoi o mângâia, mă, Todore. Du-te, mă, lasă-mă. Mă, și apoi când s-a apucat să o pupe, mă. Ioi, mă. Pe cap. Ai, mă treceau toate apele. Ia pui, mă, mă, dar păi pe mine nu mă interesează toate intimitățile voastre sexuale, mă. Tu trăzi, chiar om bătrân și fără minte, ăsta e trecat de cap, mă. Bă, omule, am zis, mă. Da, auzi, a. Dacă tăți o taie, e.
Păi ce vi-ți face fără ea, mă? Bine, o lua alta, mă. Da? Alta! E bună, oameni bune, ați auzit așa ceva, alta. De unde, mă, să-ți ai alta, mă, nebunule, mă? Din târg, mă, că doar nu din la mol. Din târg? Hai, doamne, păi, oameni buni, dar v-ați văzut așa ceva în târg? De când mama m-a făcut, n-a văzut așa ceva în târg, mă? Păi nebun, mă. Unde ai văzut tu, mă? Păi mă, deșteptule, bă, dacă cozi bine în târguri, mai afli, mai găsești. He. Uite, eu de tura asta vreau să iau una așa mai niculuță, să o crez eu cu mâna asta a mea, până și mare și bună de mulți. Hai de că eu spui sincer, eu două, nu mai am putere să țin. Două? Bă, cine ai văzut tu, mă, cu două, mă? Stai nebun, mă, la cap, mă. Unde, mă? Unde ai văzut tu, mă? Sunt atâția care au, mă, pe Vasilica la friticului de lângă Crâșmă, știi? Știu, dar... Pe are două să descurcă bine mersi, așa ni, tă-tă-tă. Tu-che, nu mă nebuni. Bă, dar pe cine mai știi, mă, de la noi din Samă, mai știi pe cineva, mă? E, mă, pe Florin Giurgiu, de acolo, din Sântibru, știi? Știu, pe Șovăru. Vai de mine, dar păi să nu spui că și are două. Păi n-are. No, vezi? Are trei. Trei? Și nu mi-ai zis nimic, mă, omule, mă. Hai de capul meu, mă. Măi, omule, mă, dar păi ce face, mă, Florin cu tăchetii, mă? Păi el nu face, mă, că și-o băgat om. Auf, mă, om. Da, mă, ăla, sara le bagă în graș, le dă de mâncare. Opa. Stai, mă, grav. Mâncare. Păi, mă, dacă li foame, dacă nu mai apă, paie și bătaie. Bine, mă, dar păi ce stai să ești, mă? E vaca, mă, deșteptule, dar tu ce ai crezut? O trăznit, iar mă, că așa mă nervez, mă, destrag două boce de astea pe șale, te rup șalele, mă. Mă, ești stricat de cam, mă, dă-te la o parte să trec. Bă, dă-te tu, mă. Eu nu mă dau la o parte să trec un om incapabil. Eu, da. Nu așa. Vă mulțumim frumos! Mulțumim frumos, bă, grupalme! Ce că se întâlnesc doi prieteni într-o zi și unul către altul zice: salut, mă, serios, ce faci, mă, fii atent, mă, ieri aproape l-am văzut pe tată tău. Du-te, mă, mă, bolunză, mă, cum adică aproape? Ori l-ai văzut, ori nu l-ai văzut. Păi ce, mă, dar tată tău nu lucră în gară? Băia, n-are vestea de aia cu numărul 43 pe spate? Băia, nu, păi ieri l-am văzut pe ăla cu numărul 42. Mulțumesc! Un alt banc fain zice că într-un bloc la parter locuia un polițist căsătorit de 15 ani, niciun copil, la etajul 3 locuia un muncitor căsătorit de 3 ani, 4 copii. Și copiii atâta zau, cum fugeau pe dușul mele, atâta zau, îi tocau creierul ăsta la polițist. Ăsta la un moment dat nu mai portă și îl oprește pe muncitor, pe casa scării. Ce, mă, zice, nu ți-a rușit, mă. Zice, eu căsătorit de 15 ani, zice, niciun copil și tu de 3 ani, 4 copii și atâta zi am tocă creierul. Zice, băia, nu, zice, dacă vrei, zice, îți dau rețeta, că e simplă. Zice, ce rețetă? Păi zice, ai nevoie de o bucată de sopon de la țară, făcut de la cu sodă, cum se făcea pe timpuri, și o bucată de un ștergar de la de câine, pe de la dur de la țară, și zice, o jumătate de țuică și o mătură cu cordă lungă. Tu la ai, Silvie, dar zice, și cum procedezi? Păi ce, când vine doamna ta de la lucru, o bagi la duș, o stropiești bine cu apă, iai soponul ăla și o soponești bine pe stătătătătătă, după aia o clătărești și ai prosopul ăla. O ștergi bine pe stătă, pui țuica aia într-o halbă de jumătate de chil și ai mătura cu cordă lungă. Zice, și bați în tavan, cobori imediat. Mulțumesc frumos! Și acum un banc, bancul preferat al lui Florin, ce că concurs de dimensiuni. No, bun, concurs de dimensiuni. Hai să vedem în ce constă el. Juriu la o masă acolo și apare un negru. Apare un negru, zice, bineînțeles că zice că a dimensiunii, nu mai are sens să povestim, zice 31. 31 e din Juriu, bineînțeles. Să vedem. Scoate asta instalația. O dă de masă, vine aia cu șubler, cu riglă, cu ăsta, cu liniare, măsoară, da, omologat, 31, foarte bine, nu știu ce. No, bun, apare un rus de ăla, de până Caucaz. Eu zice, la du-te, mă, împachetează jucăria aia, zice, 34. 34! Să vedem, scoate ăsta, când o dă de masă, aproape că s-o
s-o spart greșea de era piciorul de la masă. Nu, iar ăștia cu riglă, cu este omologație, metrologic, nu știu ce, măsoară 34 ce și două linii. Lasă, zice, două linii, ăla e de la un cucui, mai vechi. No, bun, apare românescul nostru, e până Carpați, zice, hai copii, zice, că să dă cu praf de mărți, că tăcăși, zice, 37, nici nu mai are sens să povestim. Ăia să leșine, ăia din jurul iară, zice, 37, 37, hai de capul meu. No, ce, să vedem. Scot eu asta o instalație de aia mică, așa, cam cât un telefon de la, cum era mai pe timpul de așa, micuț, pa, 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 și dacă desfecea era tăt micuț. Și ăsta zice, nu, no, vine aia cu liniare, cu figuri, cu rulete de alea, nu știu ce, să măsoare. Tă măsoară de jur împrejur, de la, de la stânga, de apta, pe dinesul, pe dinapoi, pe nu știu ce, nici cum nu le dă. Zice, domnule, ce, nu, nici cum nu le dă 37, zice, dumneata, cu ce ai măsurat? Zice, cu termometru. Mulțumesc frumos. Apropo de... Mă rog. Mă rog. Sănătate. Apropo de mese și de dinese, știi? Zice că... Un tip intră într-un restaurant, pune la masă, pune chelnerul... Și zice, ce doriți să... Ce pui un 50 de vodka, pac, și ce un pic de apă mineral să am un pingător, să stâng. Zice, bine, 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 și de mâncare? Pe ce de mâncare, vă rog frumos să mergeți o găină așa ruminită, fain, tătătă, vine, tătătă, pie ceapă decupată pe lângă, pe trunzel, jup, așa, cu boia, cu poprică, cu un pic de vegeta, tătătă, așa, eu jup. Și celălalt, chiar era deja, o tăiau încolo, către bucătărie. Ce, era deja la ușă acolo, bă, 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 ce, ce, rog frumos, zice, găina, zice, găina să fie din Florești. Din Florești? Da! Hash! Din Florești! Merge ăsta în bucătărie către bucătarul ăla de acolo și zice, în ușile alea batante, știi? Zice, mă, ce-l vezi pe diglăul ăla de acolo, de la masa aia? Hai, ăla cu vodka, cu... Ce? Ăla... Ce-l văd? Ce uite, mă, ce găină de-aia ruminită, tă-tă-tă, bine, un pic de ceapă decupată pe acolo, figuri, trebuie, nu știu ce, pe aia boprică, un pic de vegeta, jup, zice, auto din Florești, bine mă, din Florești, iau pe aia, doar sunt un coș, că pe din Florești o dau eu. No, vine la ea, ruminește găina, tătătă, ceapă de cupa, acolo, nu știu ce, eu pus și borul, pătrunjel și deale, nu știu ce, un suricătur, eu ruminit-o, tătătă, vine, au zice, pum, i-a pus-o pe masă. S-a sută la găină, o adulme, ca așa avem. Ia și bagă de asta un trepticiar, o contă. Ce mă nesâmțetule, mă? Ăla? Și nu? Asta nu din Florești. Asta e din lângă Turda. Și nu? Biețe, din parcă. Ia asta, nu-i o duce în bucătărie? Ce-o zi, mă, că asta e din lângă Turda. Cine, găina? Ia, mă. Extraordinar, mă. Mă dă o patria încoace. Pe care? Pe aia galbină. Cu de paia, ciupelește, ruminește, diară bonus, boia poprică, tăvă de pătrunzele, leusteane, ceapă, boia vegeta poprică, tăte de alea. Eu aduc ce pune, mă, ăsta. Iar, mă, extraordinar. Și asta e ce de lângă Câmpia Turză. Și te dispari! Asta, găina, dispare cu ea. Tot așa se întâmplă cu vă 45 de găini, 48. Bă, la, 5, la 49 găină, cum eu pune, nu știu ce, tătătăt ăsta. Extraordinar! Ce asta, zice, asta e din Florești. Eu, fix, exact, zice, asta e. Zice, aia cu creasta într-o parte de la Tușa Anuță, a doua stradă pe stânga. O, zice, aia ce știu, pe Taunting. Și, pac, să șterge omul, nu știu ce, e atacâmurile, pe când s-a pus el de băgat în celule, în organisme și în țesuturi. Mă, frate, un om de la masa de lângă el face, Dumnezeu, te rog frumos, zice, nu mă împie dacă nu te superi pe mine, zice, am o rugăminte mare. Și ăsta, ce, domnule? Zice, eu beau de vreo 20 de ceasuri aici,
Zice, și-am văzut la mea voastră atâta tehnică și tehnologie, din am văzut și știință și exactitate, tătătăt. Zice, nu spuneți, vă rog frumos, și mie de unde ești ca să mă pot duce către căs. Încep. Vă rog frumos să-mi dați denumire de denumiri corecte de medicamente și domeniul de utilizare. Nu. Ionescu, prima bancă. Încep. Aspirină. Și denumire corectă. Domeniul de utilizare. Ce păi, zice, știți, stări din astea, dureri de cap, tot felul de dureri, de ăsta, de crampe, de spasme, de... Ce bine, bine, ok. Georgescu din banca a treia, ce piramidon. Piramidon, denumire corectă, domeniul de utilizare. Păi ce, stări febrile, stări gripale, figuri de ale, transpirațiuni, figuri de ale. Ce corect, via ăsta, bulă din ultima bancă, iară. Să se bage peste tot. Da. Ce spune bună, ce? Ce știu eu? Ce Viagra? Termine corectă, domeniul de utilizare, ce în cazul de diaree. Cum în cazul de diaree, bă, ai brânzit cu capul? Ce cum de diaree? Am auzit-o pe mama când eu la tata aseară. Mai este o Viagra, poate se întărește rahatul ăla. Nu, no, n-are importanță, ce fece Ciurailea, fece Câțcău din Vale și fece Estrela del Bucureștios. Nu, no, zice că șefii de la toate astea mari, cum zice, galerii, echipe, șefii galeriilor, îți trimiși de către Federația Română de Fotbal, unde? În vizită la piramide. Pa, să vadă așa, dai seama, eu anem, nexam. Vizite și de ale până pe afară. Iată te doamnă pe stadion la mea. Dă-o piparul. Astea, de-a noastră. Mo can, chu ben, mito can. Nu te teme. No, și ăștia ajung sărații până la aproape 80 de kilometri de, cum zice, de piramide, când se strică autobuzul. Pac, curau de ventilator, ceau calul. Bucăt, jup. No, două ceasuri până vine următoarea cureau de ventilator, ce se facă? Ăstea, repede, aveau câte o geantă primită în dar de la federație și, zice, mă, hai să vin, cine o băgați așa în geantă? Răcoritoare, ceva. Când e scris primul lucru, strică de vechi. Uai, zice, ce fai, ce ai, ne punem aici, după autocar, la umbră, ben, câte un whisky pe gură, ce e bine, ce e bine, zâmțăm. Ha, 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 o pungă cu gheață. Un termen o scoapă rece și cu gheață, cu tătătă. Nu, bine, să pun ăsta, la un moment dat, să vedeau așa siluetele de la piramide, să pun zare, și toată așa vede că un or de praf, așa, ai, ce fii atent, furtună în deșert, ce mișto, e prima oară când vedem. Și vede că furtuna tot crește, tot așa, nu știu ce, norul de praf, din ce, ce mai, ce, din toată vede că e foarte aproape lângă ei, de fapt era după autocar și vinea către ei. Și norul, de fapt, nu era nicio furtună, frate, că era... Erau vreo 30 de talibani, călări, tătătă, cu sulițe, cu spade, cu cose, cu lopezi, cu tot felul de unete de-a lor din agricultură și niște acaemuri de ale rusăști. Așa nici. Și eu îndată le-au pus pistolul în cablă ăștia și puștile și îngrumați ăsta. Și nu-i rușine, bă, voi în țara sfântă, bezi, whisky, bă. Nu știți că la noi astea se interzise. Repide, legați, tătătă, pe cămine, pe cai, hes! Și eu luam, mă, și vup, i-o dus. Ăștia... Nini, mucle, cu căluș pe gură, legal, la oi, tătătă, cu cagule pe față. I-au dus acolo în jup, în deșert. Acolo, într-o oază, zice, talibanul șef, zice, tu, vină ca ce? E la fece ciuraile ala. Ce mărinte taliban? 30 de lovituri de mici, bei whisky în țara sfântă, în țărul și vă, gunoiule. Păi, cum da, ciocul mic? Dă-i drumul, legați-l de copac. Dacă pe ăsta de copac, ăsta deja tremura așa inimă. Aproape că picau bananele în cadă. Nu era bananier, mă, că ăla de frică nu mai se ce vedea. Și așa zice, te frică? Nică frică! Zice, îți dau dreptul la o dorință. Îmi dau dreptul? Îți dau. Zice, puteți să legați o pernă pe spate. Legați-o o pernă pe spate. Zice, nu, îi leagă o pernă pe spate. Ăla s-apucă. Zbici, curbaci, zbici, aș, pac!
Mă, după 23-24 de lovituri, s-a dărăburit pe mea, Flandru-ne, mă. Tot în casă ăsta vă șasă, așa era, deci că i-a prins piciorul la ăsta, la ușa de la 3 sau ce știu ce alte comparații. E ca din gură de șarpe, iar... Nu, o casată, zice, dați-o cu un pic de untură de aia de Camila. Nu trece, pune apoi mine, liber. Le pe al doilea, ăla de la fece Câțcău din Vale, pa, nu știu ce. Ce ție nu să iei, mă, de-a bea uiscă aia, ceva aproape o jumătate de sticla, bea, te-am văzut, mă, măgarule. Bă, nu, mă, ciocumic! Mărite talibanii, dar, de ce, trebuie neapăl? Vie ți-ai că trebuie, legați-l! Leagă ăsta, tremura de dorme care, mă, ăsta, s-o frica de numai. Era și de la căldură tremura, că l-au apucat de ele, tremuriciuri, de ale africane. Nu. Și au început să-i curgă lacrimi, mă, și așa și pun urechi și tot, tot, tot. L-a impresionat pe talibani. Și ce, bă, ție-ți frică, dar? Ce-ți dau și ție dreptul la o dorință? Ce da, da, puțin să legați două pene pe spate. Două pene vrei? Două. Legați două pene. Ăla care deja a luat-o bă cocoș de la Ciuraina, zice, ce prost am fost, mă. Eu legat două pene. Zbis, curba, zbis. Tot 50 de biciuri la spate, știi? Ăsta numai pe la... Al 28-lea bici, nu m-a avut două în casa el așa în plin. Asta e! Ciocăvec! Cultură de ăsta, de Camila de aia de focă și pe tine și gata. Din import. Nu? Și leapă ăla de la fece, Estrela del București, o fac. De tu, zice, pe lângă, știu că este șeful galeriei de cea mai mare echipă de fotbal din România, zice, dacă mă uit așa bine la tine, ce cred că ți-e dau 35, poate 40 de lovituri de bici. La care sta, mărite taliban, eu îmi dau seama că am greșit foarte mult vis-a-vis țara dumneavoastră sfântă și de alea, zice să știți că eu nu merit 40 de lovituri. Nu? Nu, am merit 100 de lovituri. 100 de lovituri? Bineînțeles, mărite taliban, eu-s gata să le primesc. La care sta, ce? Bă, zice, dar ești și bărbat, băi. Zice, te-a învățat bine, băi, ăla, baciul ăla vostru. Zice, da. Da, mărite taliban, se-mi place de tine. Zice, îți mai dau dreptul la trei dorințe. Zice, da? La încă trei dorințe, da. Zice, păi puteți să legați pe ăla doi de acolo în spatele meu. Păi la știți că... o tânără pereche cu nevastă gravidă, cu nu știu ce, tăt, merg la la spitalul ăsta de ginecologie, la ginecologie, nu, trebuie să nască femeia. Și doctorul zice tocmai am primit un aparat super performant din state, donație, nu știu ce, pac, mă rog, zice, dacă doriți, zice, ați putea fi prima pereche pe care să-l încercăm. Celălalt, da, ce face aparatul? Zice, păi ca doamna, ca să aibă o naștere mai ușoară, acest aparat, zice, vă cuplăm la niște, mă rog, la niște senzori de-a lui, la niște mufe, și poate să transfere procentual din durerile facerii de la doamna înspre tată. Ce, sunteți de acord? Ce, bineînțeles, zice, eu, zice, de la munte, de la solid, țapă, zice, mie nu mi-e frică de durere. Zice, unde? Zice, haideți să ne apucăm. Da, păi întindeți-vă pe pasă, tinde tipa pe pat ăsta pe altul, îi mufează, le leagă tăsa de senzor, de nu știu ce, de pachii cuplează, aparate, tătătăt. Zice, cu cât începem? Și un transfer de 10% pentru domnul, 90% pentru femeie? Și ăsta, nu, zice, băgați 20% pe mine, că nu mă chem. Nu. Băgați 20%, femeia 80%. Zice, sunt ți ceva? Ce, nimic. Nimic, mai bagă, zice, 30% pe mie, 70% pe ea. Nu, bagă 30%, 70%, să-mi ziceam, nimic. Zice, se poate, zice, 50-50. Bagă, reglează la prea, 50-50. A, deja începe să nască, aproximativ, aproape, nu știu ce. Ce, să-mi ziceam, nimic. Zice, băgați 80% pe mie, 20% pe femeie. Bagă, ea reglează, tătătăt, asta aproape, să nască, ce asta... Nimic, pac, și bagă 100% pe mine, bagă 100% pe el, femeia naște fără dureri. Și, pac, copilul
Aproape. Fericiți ăștia pleacă către Căș, mă. Păstă patronul pleca către Căș. Păpris pe poștașul mort. Ăla-i fain cu Titanicul. Nu știu ce mi-o vinte la în cap. Zice că s-a descoperit că pe Titanic a fost un român, mă. S-au găsit registre după atâtea sute de ăsta de ani. Nu știu ce, nu te-ar aproape sute de ani, mă rog. Descoperit registre și era unul Vasile Y, nu știu ce, cum îl chema pe ăla. Extraordinar, mă. Și cu serie de bilete, cum tătătă și-o lua săracul și scria ce fel de bilete și-o lua. La ultima clasă, acolo jos, lângă elice, unde așa ar fi făcut capul până în America, dar vă rog, n-o mai ajuns el, că cu jumătate de bani și-o luat, că scria și cât ăsta, creițarul, da, pe jumătatea de bilet, și cu altă jumătate de bilet, de scria pe spate de biletul, că și-o cumpărat o jumătate de sticlă de whisky. El a mai prost, nu știu ce, și cum era nemâncat, am neu. L-o pată, nucles, așa. Flanduri-o fă ficiorul, dai seama că nu mai ajuns la nicio cală la locurile lui, la nu știu ce, la clasa care o cumpăra, nu știu ce. O dornit pe puntea principală sub o bancă, beton, gipsul fă ficiorul. Nu, mă, și în momentul în care s-o freca vasul acela de bucata aceea de gheață mai înaltă, tatăl meu a început să fugă încolo, nu vă zic pe ăsta, da, cu ficiorul, trei mărea, ai fugi încolo, când îți cufundăm, tătătă. Ăsta s-o trebuie la cheauna, așa, nu știu ce, adică tot fug încolo, pacă, s-o fugit în partea altă. Nu, ca românul, îți dai seama, sunt niște prelate, pac, ăsta de când a urcat, înainte să se lovească în freză, s-o pitit de la acolo o bărcuță, tătătă, cu vâzle, cu nu știu ce. Zup, o zvârlit, barca în apă, vâzle, vâzlea de eu. Așa e disperat, mă, din numai că barcul vasul a început să se încline și de-ale. Și-o stau, dă-i, dă-i, și aude o voce de pe punte. Unde vuzi așa, domnule? Ai zis o grămadă de femeia aici. Nu știu, domnule, dracului, este mie de sex să meargă mult. Tot apropo de cifre, zice că un militar român merge și se angajează pe un vas de ăsta cu irasa de ăsta american și se lupta cu el alți dincolo, pac. Nu, s-o rola el, nu știu ce, jup, și cum l-au pus să completează diferite fișe, fișa A2 cu Z, cu P format 5, cu mau armată americană, cu un Uncle Sam, de ăla nu știu ce. Bă, frate, conform declarațiilor lui, a ajuns unde? În sala motorilor. De ce? Că s-a fost mecanic. Schimbă uleiul, dă-i schimbă bujea. Trăge șurubul, de trăge șurubul. Schimbă uleiul, dă-i schimbă cutia. Vă pinionul, de fă pinionul. Ăsta era bulun, era galben deja. După 3 luni de zile, merg la bucătarul ăla de acolo, de la bandă. Zice, mă, zice, eu tot așa, zice, ca bulundul, drânze șurubul, chimbă uleiul, desfă pinionul, pune cutia, ce încep să bulundeze, zice, și mai ales, zice, numai tău bărbați, zice, ceva femei, nu sunt pace. Zice, cum să nu, măi? Zice, bucătarul. Ce tu chei, dracul, bă, ce nu, nu cu ideea, bă, femeia am treat. Bă, zice, sigura femeie, bucătarul. Bine? No. Ce ăla, o tine, dracul, dar de ce tu, mă? Pleacă ăsta și auzi, mă. Bucătarul, doamne, scuză-mă, te-a stricat de cap. No, mai trec vreo 3 luni, iară vine asta. Bă, te rog frumos, zice, unde e bucătarul ăla, că nu mai pot, zice, m-am șuruburi. Și ulei și cutie și bușii, am bolusit, ce mă încălbinesc. Zice ăsta, 400 de euro. 400 de euro! Te-ai bolusit la cap! Cu 400 de euro la mine în oraș. Iui, l-am două străzi, de acolo până din coș și înapoi, din... Acesta. Bă, ce asta e? Nu te e, dracu, dau atâția bani. Du-te tu! Iar pleacă ăsta, iar vezi pe alte 3 luni. Ține, mă, ia 400 de euro! Unde-i bucătarul că nu mai pot? La care ăsta? Bă, ce mă zice, ce mi-e de așa scârbă? Ce găseam-s banii mei? Și nu? Nu! A, păi, dai la bucătar. Nu! Cum zice la bucătar?
deci 100 de euro din ăștia, 4. Mm-hmm. Ce dau la capitanul mare, că știi, nu-i prea plac treburile astea. Ah, mă rog, nu-i prea plac treburile astea, nu-i prea plac treburile astea. Și îi dai 300 la bucătar. Nu! Deci alte 100 îi dau la medicul vasului. Știi că nici lui nu-i prea plac treburile astea. A, nici nu-i prea plac treburile astea. O, bine, și 200 îi dai la bucătar, nu? Nu! 200 dau la doi marinari, care îl țin pe bucătar, că nici nu-i prea plac treburile astea. Un tip la doctor, zice, domn doctor, ce am o problemă așa mai delicată? Ce spune domnul, dar mi-a sede, nu se desenă de numai. A, domnule, lasă vrăjala ce spune, că ce-ar vrea să vă întreb ceva? Pune, domnule! Zice, impotența survine așa dintr-o dată? Zice, nu, stați liniștit. Întâi te lasă să te faci de minune de vreo două, trei ori. Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, zice că Ion se întâlnește cu Gheorghe. Și la un moment dat, unde să se întâlnească, normal, în birt. Ăsta, Gheorghe, bea par după par. Jup, 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 jup. Zice Ion, ce mă zice, dar te-ai stricat de cap? Zice, ce faci, vrei să te neci? Du-te că acolo e balt, acolo e părău, acolo e râu, du-te și dea câte. Că ăsta, nu mă, ce, dar de ce bea ca disperatul? Că nevastă mea, că nu știu ce, că atâtea probleme am cu ea de numai, că zice că n-aduc bani acasă, bani nu știu ce, mă ceartă, de două săptămâni dorm în grajd, în poiată, zice, nu mai știu ce să mai fac. Ce mă, Gheorghe, dar vă, Floare, tu i-ai mai dus la nevastă ta, mă, vodată? De ce? Păi cum de ce, mă? După cum dor de două săptămâni poiată, cu Floare se rezolvă tătătăt, să vezi numai cum te primești înapoi în casă, farfuria de supă caldă, felul doi, tocănița, tătătăt, și după aceea înapoi în pat, doar cum? Ce bine, mă, zice, dar eu nu știu cum e cu Florile. Ce spui eu? Mă, de ori de fiatane, eu de fiecare dată când fac câte o bocănă, câte o de asta, ce mă duc în teață și cumpăr, ia șănii, o buchet de flori, el mai mare, care o săptămână stă Maria mea cu picioarele desfăcute. La care Gheorghe tă să gândește, dar ce mă, voi n-aveți vază acasă? Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, un banc tare fain zice că Ion și cu Gheorghe vineau de la munte. Cu ce să vie? Cu trenul, că doar pentru cal era prea lungă cursa. Și la un moment dat, cum stăteau în compartiment, aud o voce, că afeluțe calde, banane, smochine, ciorchine, țigări, afine, banane, nu știu ce tăferul de stixuri și chipsuri și... Zice, ce să te aude, mă, ce să te aude, eu nu știu, mă, de unde să știu ce vorovesc ăștia pe întreruri. Ce stai să vedem. La un moment dat se scrie ușa de la compartiment, chelnerul, textul la fel, ca afeluțe, ca alte banane, smochine, ciorchine, tăfări de țigări, afine și chipsuri și stixuri, dar de fapt pe tavă mai avea 4 banane. Ăștia se uitau ca mâța la care dar habar n-aveau ce să. Și colegilor de compartiment cumpără 2 banane, ăștia zice, mă Ioane, ce mă? Mă zice, luăm și noi 2 de alea, luăm, domnul, 2 de alea, cumpără ăștia bananele, stăteau cu ele în mână, amu, ce facem? Zice, știi mă, miliția gării, zice, stai să vin, ce fac domnii aia, că ia să pricep. Nu, la un moment dat, se uită Ion, face, bă, de-o mă, mă, ești obelit-o, mă, du-te, mă, nu vă rovi. Hai să ne belim și noi, hai, decojesc ăștia bananele, la un moment dat, amu, ce facem? Ce, nu știu, mă, ăștia mușcă de ele, mă, de-o mă, Ioane. Zice, mă apuc și mușc eu din ea. Ce mușcă, mă, Ioane? Mușcă Ioane din banană, fix în secunda aia, intră trenul într-un tunel, pac, noapte, la care Ion către Gheorghe, mă, de-o, mă, mușcat-ai, mă, din aia, ba, mă, nu mușca, că ordești. un comis voiajor de ăsta, care tă vindea tot felul de proste, din casă în casă, din apartament în apartament, din pe stradă, pe ce și-o dat să acum umbla 40 de ani, zice, bă, zice, mă apuc și îmi găsesc un serviciu așa mai static, mai normal. Zice, am umblat destul, prea mult, zice, am făcut la kilometri, zice, nici nu știu cum să-mi dau înapoi. No, și se duce la un magazin de ăsta mai mare, gen multimarket de ăsta și vorbește cu șeful de raion, zice, domnule, ce vreau să mă agrez, ațin la dumneata, ce, mai tătul atâta. No, poate nu te zgheale, vin eu, vând ceva, tătătăt. Zice, bine, domnule, dar... Zice, aici, zice, este magazin serios, zice, nu te joci pe aici, zice, aici trebuie să ai experiență în vânzări, să știi cum să atragi omul, să-i povestești, să-l aburezi, să-l bolunzești de cap, zice, și să plece mulțumițul, să-i vinzi cât mai mult, tătătăt. La care zice, zice, păi ceva experiență în vânzări am, ce bine, te dai drum la sectorul ăla, te viu pe sară și vedem noi ce vânzări ai făcut. A, bun,
Are ăsta trece ziua, vine șeful de raion, face, nu, zice, câte vânzări a făcut acesta? Una. Păi cum una, mă, de sărțetule, nu se rușine, tăți colegii tăi, eu ți-ți arăt mai de, ca să știi cum să tragi clientul, să-i povestești, să-l aburezi, să-l boluzești de cap. Deci, tăți colegii tăi fac 30, 40, 50, 60 de vânzări, păi tu ai, o, vânzare, ce vânzare ai făcut? Că la ce, păi ce vânzare de 400 de mii de euro. Ăla să lea cine, șeful de raion. 400 de mii de euro, da, uitam, poftiță mai, poate să-i insertar banii, nu știu ce, pac. Nu, ăsta, dar ce Dumnezeu e vădul ăla, mă, de 40 de mii de euro, când avem tânul în tău magazinul. Bă, n-avem, de aducem. Ce ai vândut? Deci, prima oară am vândut un cric de pescuit de la Șemnicuț. Șemnicuț. Și după aia am vândut un cric de pescuit miloțiu, mai mare decât ăla mic. Mai mare? Da, dar nu cu mult. Și după aia i-am vândut un cric de pescuit mare, mai mare decât ăla miloțiu și mult mai mare decât ăla mic. No. Și după aia i-am vândut plute, plumburi, undițe, mulete, nailoie, tăt, și îmi dea nu știu ce, vupere, linie, ele bască, cască, ochelari, de acolo ce, binoclu pătiri de noapte de zoo, de ăsta ochelari, să nu ochelari de aia care cu polaroid, să nu îi bolunzească valurile și cu soarele când dă ochii, să meargă așa de la pescuit, știi, ca șerte maimuțe. Și zice, după aceea, mă, copile, când nu trage peștele, împinge. Și când împinge, ce facem? Merem, pa, cu barca pe mal. Și cu ce barcă? Las că vând, aia cu 6 motoare, ultimul tip de barcă, din la rând de sport. Și zice, deajaba că pe asta în spate nu o poți duce, normal că se platformă la barcă. Cu care? Și cu trabantul ăla cu care ai parcat în fața magazinului. Nici nu împingi, nici nu tragi. Nici de lateralul, nici... Așa că a avut ultimul tip de Jeep, Hammer H4, H cu proiectoare H7, să vadă așa, și zua și noapte, tătătăt. Și am mulțumit, nicio problemă. Dacă i-am zis, mă, când luna vine așa și pe din nu știu ce, pa, nu trage, nu împinge peștele, ce faci? De la, ce fac? Pe cum ce faci, mă? Îți spune ce faci? Sunt pe acolo tufe și pădurici, pădurele, pa, și am văzut două permise de armă pe timp de zi și de noapte, și arcuri și săjeți, și glonțe și cartușe, și tătătăt. Și cizme de vânător, că nu merg cu alea de pescar. Prezente, juc. Și după aia, tot fel de binoclurile alea pe timp de zi de noapte ăsta, și două turme de ogari, și, după cum v-am zis, tot fel de rucsaci, de saj, de vânător, și costume de camuflaj, ca frunza, ca iarba, să se pitească pe după scorță, pe după scorbură. Tot așa, să facă ca și creanga. Și total, uitați, 399 de mii de euro, tot ăsta nu a avut mărunt. Mi-o dat fix, exact acolo, nu. Ăsta să bolunzească, să crepe șeful de rău. Ce bine, mă, dar... Ce omul ăla, după ce-o venit la noi magazin la care ai vândut toate atâtea? Păi ce-o venit să-i cumpere tamponii la nevastă sa? Și? Nu, dacă ți-a stricat în weekend-ul, tu ce l-a pescuit? Ăla ce... Dar nu mă pricep, nu? Dar când vând eu, n-ai cred de la mic de pescuit, nu. Ok, Dumnezeu, remărat, dar pe două de o mimă, hai mă încoace, mă, să te văd, nu, unde e, mă? Păi, rabă! Doamne, Dumnezeu! Dar ce-i cu tine, mă, că te văd cam nevoie? Era așa de
mă chem eu care a fost la conductor, mut, mă. Iubeam, mă, că poate și conduc de bea de atunci. Aha, da. Și după aceea, a doua mai era, o avea o de așa un pic injectat, dar nu care. Mă suta la mine, suta la ea, ea la mine, ea la ea, și apoi m-a cu ce și-o pun la un dat așa, nu pleca, după aceea. Cine dracu ai văzut cu două, mă?
apropo de... Mă rog. Mă rog. Sănătate. Apropo de mese și de dinese, știi? Zice că... Un tip intră într-un restaurant, pune la masă, vine chiarul... Deci, ce doriți să... Ce pui un 50 de vodka, pac? Și ce un pic de apă mineral să am un pingător, să stâng? Ce bine, 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 și de mâncare? Pe ce de mâncare vă rog frumos să-mi aduceți o găină așa ruminită, fain, tot. Pie ceapă decupată pe lângă, pe trunzel, jup, așa, cu boia, cu poprică, cu un pic de vegeta, tot, așa, eu jup. Și celălalt, chiar nu deja, o tăiau încolo, către bucătărie. Ce, era deja la ușă acolo. Bă! Ce, domnule? Te rog frumos, zice găina. Zice găina să fie din Florești. Din Florești? Da. Hash. Din Florești. Merg ăsta în bucătărie către bucătarul ăla de acolo. Zice, până ușile ale batante, știi? Zice, mă, ce vezi pe diglăul ăla de acolo, de la masa aia? Hai, ăla cu vodka, cu... Ce? Ăla... Ce-l văd? Ce auzi, mă, ce găină de-aia ruminită, tă, bine, un pic de ceapă decupată pe acolo, figuri, trebuie nu știu ce, pe aia boprică, un pic de vegeta, jup, zice, auzi că din Florești, bine, bă, din Florești! Iau pe aia, doar sunt un coș, că pe din Florești o dau eu. No. Vine la ea, ruminește găina, tătătă, ceapă de cupa, pe acolo, nu știu ce, eu pus și burul, pătrunjel și deale, nu știu ce, un suricături, o ruminită, tătătă, vine, aduce, puf, i-a pus-o pe masă. Stă sută la găină, o adulmec așa, și ea și bagă de-astul între picioare o contă. Ce mă nesâmțitule, mă? Ăla? Ce nu? Asta nu-i din Florești! Asta-i din lângă Turda! Ce nu? Bine-te, din parcă ea! Ia asta, nu-i n-o duce în bucătărie? Ce auzi, mă, că auzi că asta-i din lângă Turda? Cine, găina? Ia, mă! Extraordinar, mă! Mă dă o patria încoace! Pe care? Pe aia galbină! O dă pe aia, ciupelește, rumenește, diară bonus, boia poprică, tăveau de pătrunjele, leuștean de ceapă, boia vegeta poprică, toate de alea. Eu aduc ce pui în vangă ăsta. Iar mă, extraordinar. Și asta e zice de lângă Câmpia Turză. Și te dispari. Asta grâna, dispare cu aia. Tot așa se întâmplă cu vă 45 de găini, 48. Bă, la 5, la 49 găină, cum eu pune, nu știu ce, asta. Extraordinar! Ce asta, zice, asta e din Florești. Eu, fix, exact, zice, asta e. Aici, zice, aia cu creasta într-o parte de la Tușa Anuță, a doua stradă pe stânga. O, zice, aia ce știu, pătau un pic. Și, pac, să știa și omul, nu știu ce, ia tacâmurile, pe când s-a pus el de băgat în celule, în organisme și în țesuturi. Mă, frate, un om de la masa de lângă el face, Dumnezeu, te rog frumos, zice, nu mă împie dacă nu te superi pe mine, zice, am o rugăminte mare. Zice, dar ce, domne? Zice, eu beau de vreo 20 de ceasuri aici. Zice, și am văzut la mea voastră atâta tehnică și tehnologie, de n-am văzut și știință și exactitate, tot. Zice, nu spuneți, vă rog frumos, și mie de unde ies ca să mă pot duce către căs. Încep. Vă rog frumos să-mi dați denumire de denumiri corecte de medicamente și 2 minute de utilizare. Nu. Eu nesc cu prima bancă. Încep. Aspirină. Și denumire corectă. Domeniul de utilizare. Ce păi, zice, știți, stări din astea, dureri de cap, tot felul de dureri, de ăsta, de crampe, de spasme, de... Ce bine, bine, ok. Georgescu din banca a treia, ce... Piramidon! Denumire corectă, domeniul de utilizare, păi ce, stări febrile, stări gripale, figuri de ale, transpirațiuni, de ale.
E corect, ia ăsta, bulă din ultima bancă, iară, să se bage peste tot. Doamne, ce spune bună, ce? Ce știu eu, ce Viagra. Termine corectă, domeniul de utilizare, ce în cazul de diaree. Cum, bă, cazul de diaree, bă, l-ai brânzit cu capul? Ce cum, de diaree? Am auzit-o pe mama când eu la tata aseară. Mai este o Viagra, poate se întărește rahatul ăla. Nu, no, n-are importanță, zicem, fece Ciuraila, fece Câscău din Vale și fece Estrela del Bucureștios. Nu, no, zice că șefii de la toate astea mari, cum zice, galerii, echipe, șefii galeriilor, îți trimiși de către Federația Română de Fotbal, unde? În vizită la piramide. Pac, să vadă așa, dă-i seama, eu anem, nexam. Vizite și de ale până pe afară. Iată te dăm pe ăsta, de-o la mea. Dă-o piparul. Ia-ste, de-a noastră. Mo can, cho ban, mi to can. Nu te teme. No, și ăștia ajung săracii până la aproape 80 de kilometri de, cum zice, de piramide, când îi se strică autobuzul. Pac, curau de ventilator, ceau calul. Bucăt, zup. No, două ceasuri până vine următoarea cureau de ventilator, ce se facă? Ăstea, repede, aveau câte o geantă primită în dar de la federație și, zice, mă, hai să vin, cine o băgați ăștia în geantă? Răcoritoare, ceva. Când ești primul lucru, știi că de whisky. Uai, zice, ce fain, ce ne punem aici, după autocar, la umbră, ven, câte un whisky pe-n gură, ce bine, ce ne bine, zâmțăm. Ha, 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 și o pungă cu gheață. Un termoscoapă rece și cu gheață, cu tătătă. Nu, no, bine, se pun ăștia, la un moment dat, să vedeau așa siluetele de la piramide, se pun zare, și în toată se vede că un or de praf, așa, zice, ai, ce fiate, furtună în deșert, ce mișto, e prima oară când vedem. Și vede că furtuna tot crește, tot așa, nu știu ce, norul de praf, din ce, ce mai, ce, din toată, vede că e foarte aproape lângă ei, de fapt era după autocar și vinea către ei. Și norul, de fapt, nu era nicio furtună, frate, că era... Erau vreo 30 de talibani, călări, tătătă, cu sulițe, cu spade, cu coste, cu lopezi, cu tot felul de unelte de-a lor din agricultură și niște acaiemuri de ale rusăști. Așa e. Și eu îndată le-au pus pistolul în cablă ăștia și puștile și îngrumați ăștia. Eu nu-mi rușine, bă, voi în țara sfântă, bezi, whisky, bă. Nu știți că la noi astea însă interziște. Repide, legați-i, tătătă, pe cămine, pe cai, hef! Și-o lua, mă, și vup, i-o dus. Ăștia... Nini, mucle, cu căluș pe gură, legal, la oi, tătătă, cu cagule pe față. I-au dus acolo jup, în deșert. Acolo, într-o oază, zice, talibanul șef, zice, tu, vilocoace, e la fece ciuraile ăla. Ce mărinte, taliban? 30 de lovituri de mici, bei whisky în țara sfântă, în țărul și vă, gunoiule. Păi, cum da, ciocul mic, pe drumul, legați-l de copac. Dacă pe ăsta de copac, ăsta deja tremura așa din mă, aproape că picau bananele în cază, nu era bananier, mă, că ăla de frică nu mai se ce vedea. Și știi, zice, te frică? Nică frică! Zice, îți dau dreptul la o dorință. Îmi dau dreptul! Îți dau. Zice, puteți să legați o pernă pe spate? Legați o pernă pe spate. Zice, nu, îi leagă o pernă pe spate, ăla s-a apucă. Zbici, curbați, zbici, aș, pac! Măi, după 23-24 de lovituri, s-au dărăburit pe mea, flandul de băgă. Tătă-o încasată ăsta voșasă, așa era, deci că i-a prins piciorul la ăsta, la ușa de la 3 sau ce știu ce alte comparații. De ca din gură de șarpe, nu, o încasată, zice, dați-l cu un pic de untură de aia de Camila. Păi, nu trece, până apoi mâine, liber. Le pe al doilea, ăla de la fece Câțcău din Vale, pa, nu știu ce. E ce ție nu să iei, mă, de-a bea whisky aia, ceva aproape o jumătate de sticla de whisky. Te-am văzut, mă, măgarule. Bă, nu, mă, ciocu mic! Măriște talibanii, dar, ce, trebă neapă? Vie ție că trebă, legați-l! Îl leagă ăsta, trămura de două ori mai tare, mă, ăsta, s-o frica de numai. Era și de la căldură trămura, că l-au apucat de ele, trămuriciuri, de ale africane. Nu.
Și au început să-i curgă lacrimi, mă, și așa și pun urechi și tot, tot, tot. L-a impresionat pe talibani. Și ce, bă, ție-ți frică, da? Ce-ți dau și ție dreptul la, la o dorință? Ce, da, da, puteți să legați două pene pe spate. Două pene vrei? Două. Legați două pene. Ăla care deja a luat-o pe cocoșă de la Ciurailea, zice, ce prost am fost, mă. Eu legat două pene. Zbis, curba, zbis. Tot 50 de biciuri la spate, știi? Ăsta numai pe la al 28-lea bici. Nu m-a avut două în casa el așa în plin. Asta e! Ciocă vechi! O tură de ăsta de cămilă de-a de focă și pe tine și gata. Din import. Nu? Și lea pe ăla de la fece, Estrela del București, o fac. De tu, zice, pe lângă, știu că este șeful galeriei din cea mai mare echipă de fotbal din România, zice, dacă mă uit așa bine la tine, ce cred că ți-e dau 35, poate 40 de lovituri de bici. La care sta, mărite taliban, eu îmi dau seama că am greșit foarte mult vis-a-vis de țara dumneavoastră sfântă și de alea, zice, să știți că eu nu merit 40 de lovituri. Nu? Nu, am merit 100 de lovituri. 100 de lovituri! Bineînțeles, mărite taliban, eu-s gata să le primesc. La care sta, ce? Bă, zice, dar e și bărbat, băi. Zice, te-a învățat bine, băi, ăla, baciul ăla vostru. Zice, da. Da, mărite taliban, se-mi place de tine. Zice, îți mai dau dreptul la, la trei dorințe. Zice, da? La încă trei dorințe, da. Zice, păi puteți să legați pe ăla doi de acolo în spatele meu. Păi la știți că o tânără pereche cu nevastă gravidă, cu nu știu ce, tăt, merg la la spitalul ăsta de ginecologie, la ginecologie, nu, trebuie să nască femeia. Și doctorul zice, tocmai am primit un aparat super performant din state, donație, nu știu ce, pac, mă rog, zice, dacă doriți, zice, ați putea fi prima pereche pe care să-l încercăm. Celălalt, da, ce face aparatul? Zice, păi ca doamna, ca să aibă o naștere mai ușoară, acest aparat, zice, vă cuplăm la niște, mă rog, la niște senzori de-a lui, la niște mufe, și poate să transfere procentual din durerile facerii de la doamna înspre tată. Ce, sunteți de acord? Ce, bineînțeles, zice, eu, zice, de la munte, de la solid, țapă, zice, mie nu mi-e frică de durere. Zice, unde? Zice, haideți să ne apucăm. Da, păi întindeți-vă pe pasă, întinde tipa pe pat ăsta pe altul, îi mufează, le leagă tot felul de senzori, de nu știu ce, de pachii cuplează, aparate, tătătăt. Zice, cu cât începem? Și un transfer de 10% pentru domnul, 90% pentru femeie. Și ăsta, nu, zice, băgați 20% pe mine, că nu mă chem. No. Ăsta 20%, femeia 80%. Zice, simțiți ceva? Și eu, nimic. Nimic, mai bagă, zice, 30% pe mie, 70% pe ea. Nu, bagă 30%, 70%, simțiți-a? Nimic. Zice, se poate, zice, 50-50. Bagă, reglează la bără, 50-50. Hai, deja începea să nască, aproximativ, aproape, nu știu ce. Ce, simțiți-a? Nimic. Zice, băgați 80% pe mie, 20% pe femeie. Bagă, ea reglează, tătătăt, asta aproape, să nască, ce asta... Simțit, nimic, pac, și bagă 100% pe mine, bagă 100% pe el, femeia naște fără dureri. Așa, blup, pac, aș, tătătă, copilul, aproape. Fericiți ăștia, pleacă către căși, mă, peste 4 ore pleacă către căși. Păpris pe poștașul mort. Ăla e fain cu Titanicul. Nu știu ce, mi-o vinte la în cap. Zice că s-a descoperit că pe Titanic a fost un român, mă. S-au găsit registre după atâtea sute de ăsta de ani, nu știu ce, nu te-au aproape sute de ani, mă rog. Descoperi registre și era unul
Vasile Y, nu știu ce, cum îl chema pe ăla. Extraordinar, mă, și cu serie de bilete, cum tătătă și-o lua săracul și scria ce fel de bilete și-o lua la ultima clasă, acolo jos, lângă Elice, unde așa ar fi făcut capul până în America, dar vă rog, nu mai ajuns el, că cu jumătate de bani și-o luat, că scria și cât ăsta, creițarul, da, pe jumătatea de bilet, și cu altă jumătate de bilet, deci scria pe spate de biletul, că și-a cumpărat o jumătate de sticlă de whisky. El a mai prost, nu știu ce, și cum era nemâncat, am eu. Lupată, mucles, așa. Flandură, foficiorul, dai seama că nu mai ajut la nicio cală la locurile lui, la nu știu ce, la clasa care o cumpăra, nu știu ce. O dornit pe puntea principală, sub o bancă. Beton, gipsul, foficiorul. Nu, mă. Și în momentul în care s-o freca vasul acela de bucata aceea de gheață mai înaltă, tatăl meu a început să fugă încolo. Nu a văzut pe ăsta, da, cu ficiorul. Te-ai mă repie, ai fugi acolo, că discufundăm tătătăl. Ăsta s-o se unie la teauna, așa, nu știu ce. Adică tot fug încolo, parcă s-o fugit în partea altă. Nu, ca românul, îți dai seama, sunt niște prelate, pa, ăsta de când a urcat înainte să se lovească în freză, s-o pitit de la acolo o bărcuță, tătătăl, cu vâzle, cu nu știu ce. Zup, o zvârlit, barca în apă, vâzle, vâzle, am eu. Așa, disperat, mă, de numai că barcul, vasul a început să se încline și ideale. Și-o stau, dă-i, dă-i, și aude o voce de pe punte. Unde vuzi așa, domnule? Ai zis o grămadă de femeia aici. Nu știu, domnule, dracului, este mie de sex, îmi ardea bun. Tot apropo de cifre, zice că un militar român merge și se angajează pe un vas de ăsta, cu irasa de ăsta american, ce se lupta cu el alți dincolo, pac. Nu, s-o rola el, nu știu ce, jup, și cum l-au pus să completează diferite fișe, fișa A2 cu Z, cu P format 5, cu MAU armată americană, cu un Uncle Sam, de la nu știu ce. Bă, frate, conform declarațiilor lui, a ajuns unde? În sala motorilor. De ce? Că s-a făcut mecanic. Schimbă uleiul, dă-i schimbă bujea. Trâge șurubul, de-trâge șurubul. Schimbă uleiul, dă-i fă cutia, fă pinionul, de fă pinionul. Ăsta era bolul, era galben deja. După 3 luni de zile, merg la bucătarul ăla de acolo, de la bandă. Zice, mă, zice, eu tot așa, ce cabulundu, drâze șurubul, schimbă uleiul, desfă pinionul, pune cutia, ce încep să bolunză, zice, și mai are, zice, numai tău bărbați, zice, ceva femei, nu sunt pace. Zice, cum să nu, măi, zice, bucătarul, ce tu ce-i dracul, bă, ce nu cu ideea, bă, să-i bine am treat, bă, zice, sigura femeie, bucătarul, bine, no, și ăla, o, ce-i dracul, dar de ce tu, mă, pleacă ăsta, se auzi, mă. Bucătarul, doamne, scuză-mă, ăștia stricați de cap. No, mai trec vreo 3 luni, iară vine ăsta. Bă, te rog frumos, zice, unde e bucătarul ăla, că nu mai pot, zice, mă șuruburi. Și ulei și cutie și bușii, am bolusit, ce mă încălbinesc. Ce ăsta, 400 de euro. 400 de euro, te-ai bolusit la cap. Cu 400 de euro la mine în oral. Iui, l-am două străzi, de acolo până din coș și înapoi. Bă. Acesta. Bă, ce asta e? Tu ce e, dracu? Dau atâta bani. Du-te tu! Iar pleacă ăsta, iar vezi pe alte 3 luni. Ține mă, ia 400 de euro! Unde e bucătarul că nu mai pot? La care ăsta? Bă, ce mă, zice, ce mi-e de așa scârbă? Ce că nu-s banii mei? Și nu? Nu! A, păi îi dai la bucătar. Nu! Cum zice la bucătar? Deci 100 de euro din ăștia, 4. Ce dau la capitanul mare, că știi, lui nu-i prea plac treburile astea. Mă rog, îi prea plac treburile astea, îi prea plac treburile astea. Și îi dai 300 la bucătar. Nu! Deci altă 100 îi dau la medicul vasului. Știi că nici lui nu-i prea plac treburile astea. A, nici nu-i prea plac treburile astea. O, bine. Și 200 îi dai la bucătar, nu? Nu! 200 îi dau la doi marinari, care îl țin pe bucătar, că nici lui nu-i prea plac treburile astea. Un tip la doctor. Zice, domn doctor, ce am o problemă așa mai delicată? Ce spune domnul? Dar mie așa e de rușie, din desenă, de numai. A, domnule, lasă vrăjala ce spune. Ce-aș vrea să vă întreb ceva? Pune, domnule! Zice, impotența survine așa dintr-o dată? Zice, nu.
Da, liniștit. Întâi te lasă să te faci de minune de vreo două, trei ori. Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, zice că Ion se întâlnește cu Gheorghe. Și la un moment dat, unde să se întâlnească? Normal, în birt. Ăsta, Gheorghe, bea par după par. Ju. Zice, Ion, ce mă zice, dar te-ai stricat de cap? Zice, ce faci, vrei să te neci? Du-te că acolo e balta, acolo e părău, acolo e râu, du-te și dea câte. Că ăsta, nu mă, ce, dar de ce bea ca disperatul? Că nevastă mea, că nu știu ce, că atâtea probleme am cu ea de numai, că zice că n-aduc bani acasă, bani nu știu ce, mă ceartă, de două săptămâni dorm în grajd, în poiată, zice, nu mai știu ce să mai fac. Ce mă, Gheorghe, dar vă, Floare, tu i-ai mai dus la nevastă ta, mă, vodată? De ce? Păi cum de ce, mă? După cum dor de două săptămâni în poiată, cu Floare se rezolvă tătătăt, să vezi numai cum te primești înapoi în casă, farfuria de supă caldă, felul doi, tocănița, tătătăt, și după aceea înapoi în pat, doar cum? Ce bine, mă, zice, dar eu nu știu cum e cu Florile. Ce spui eu? Mă, Gheorghe, fiatane, eu de fiecare dată când fac câte o bocănă, câte o de-asta, ce mă duc în piață și cumpăr, ia șanii, o buchet de flori, el mai mare, care o săptămână stă Maria mea cu picioarele desfăcute. La care Gheorghe dă să gândește, dar ce mă, voi n-aveți vază acasă? Din seria de bancuri cu Ion și cu Gheorghe, un banc tare fain zice că Ion și cu Gheorghe vineau de la munte. Cu ce să vie? Cu trenul, că doar pentru cale era prea lungă cursa. Și la un moment dat, cum stătea în compartiment, aud o voce. Că afeluțe calde, banane, smochine, ciorchine, țigări, afine, banane, nu știu, tătă felul de stixuri și chipsuri și... Zice, ce să te aude, mă, ce să te aude, eu nu știu, mă, eu unde să știu ce vorovesc ăștia până treiuri. Deci stai să vedem. La un moment dat se scrie ușa de la compartiment, scannerul, textul la fel, ca afeluțe calde, alte banane, smochine, ciorchine, tăfări de țigări, afine și chipsuri și stixuri, dar de fapt pe tavă mai avea patru banane. Ăștia se uitau ca mâța la care dar habar n-aveau ce să era. Și colegilor de compartiment cumpără două banane, ăștia zice, mă Ioane, ce mă? Mă zice, luăm și noi două de alea, luăm, domnul, două de alea, cumpără ăștia bananele, stăteau cu ele în mână, amu, ce facem? Zice, știi mă, miliția gării, ce stai să vin, ce fac domnii aia, că ia să pricep. Nu, la un moment dat, se uită Ion, face, bă, de-o mă, mă, ești obelit-o, mă, du-te, mă, nu vă rovi. Hai să le belim și noi, hai, decojesc ăștia bananele. La un moment dat, amu, ce facem? Ce nu știu, mă, ăștia mușcă de ele. Mă, Ioane. Zice, mă apuc și mușc eu din ea. Ce mușcă, mă, Ioane? Mușcă Ioan din banană, fix în secunda aia, intră trenul într-un tunel, pac, noapte, la care Ion către Gheorghe. Mă, de-o, mă, mușcat-ai, mă, din aia. Ba, mă, nu mușca, că ordești. un comis voiajor de ăsta, care tău vindea tot felul de proste, din casă în casă, din apartament în apartament, din păstradă, după ce și-o dat să acumbla 40 de ani. Deci, mă apuc și îmi găsesc un serviciu așa mai static, mai normal. Ce am umblat destul, prea mult, zice, am făcut la kilometri, zice, nici nu știu cum să mi dau înapoi. No, și se duce la un magazin de ăsta mai mare, gen multimarket de ăsta și vorbește cu șeful de raion, zice, domnule, ce vreau să mă angajez, a cine la dumneata ce, mai tătungul atâta, no, poate un tezgheale, vine omul, vând ceva, tătătăt, zice, bine, domnule, dar zice, aici, zice, este magazin serios, zice, nu te joci pe aici, zice, ce trebuie să ai experiență în vânzări, să știi cum să atragi omul, să-i povestești, să-l aburezi, să-l bolunzești de cap, zice, și să plece mulțumițul, să-i vinzi cât mai mult, tătătăt. La care stau, zice, păi ceva experiență în vânzări am. Ce bine, te dai drum la sectorul ăla, te viu pe sară și vedem noi ce vânzări ai făcut. A, bun, aia ăsta trece ziua, vine șeful de raion, face, nu, zice, câte vânzări ai făcut acesta? Una. Păi cum una, mă, nesămțetule, nu-ți rușine, tăți colegii tăi, eu ce ți-am mai de, ca să știi cum să tragi clientul, să-i povestești, să-l aburezi, să-l bolunzești de cap. Deci, tăți colegii tăi fac 30, 40, 50, 60 de vânzări, păi tu ai, o, vânzare, ce vânzare ai făcut? Care zice, păi ce vânzare de 400 de mii de euro. Ăla să vezi cine, șeful de rău. 400 de mii de euro? Da, uitam, poftiți să-l mai, scoate ăsta din sertar, banii, nu știu ce, pa. Nu ră ăsta. Dar ce Dumnezeu ai văzut ăla, mă, de 40 de mii de euro, când avem întâi magazinul. Păi n-avem, de aducem. Ce ai vândut? Deci prima oară am vândut un cric de pescuit de la Semnicuț.
Așa e mic. Și după aia am văzut cât e, pentru că e miluțiu. Mai mare decât ăla mic. Mai mare? Da, dar nu cu mult. Și după aia i-am văzut cât e, pentru că e mare. Mai mare decât ăla miluțiu și mult mai mare decât ăla mic. No. Și după aia i-am văzut plute, plumburi, undițe, mulnete, nailoie, tăt. Și imediat, nu știu ce, vu pelerinie, ele bască, cască, ochelari, de acum ce, binoclu pătim de noapte de zi. Ăsta ochelari să nu, să nu, ochelari de aia care cu polaroid, să nu îl bolunzească valurile și cu soarele când dă ochii, să meargă așa de la pescuit, știi, ca șerpi maimuțe. Și zice, după aia cea, mă, copile, când nu trage pește, le împinge. Și când împinge, ce facem? Merem, pa, cu barca, pe mal. Și cu ce barcă? Las căzvând, eu aia cu 6 motoare, ultimul timp de barcă, de la rând de sport. Și zice, deajaba că pe asta în spate nu o pot duce, normal că se platformă la barcă. Cu care, și cu trabantul ăla cu care ai parcat în fața magazinului. Nici n-o pizi, nici n-o tragi, nici de lateralul, nici... Așa că a avut ultimul tip de Jeep, Hammer H4, H cu proiectoare H7, să vadă așa, bă, și zua și noapte, tăt. Și omul mulțumit, nicio problemă. Dacă i-am zis, mă, când luna vine așa și pe din nu știu ce, pa, bă, nu trage, nu împinge peștele, ce faci? De la ce fac? Păi cum ce faci, bă? Îți spune ce faci? Sunt pe acolo tufe și pădurici, pădurele, pa. Și am văzut două permise de armă pe timp de zi și de noapte, și arcuri și săjeți, și glonțe și cartușe, și tăt. Și cizme de vânător, că nu merg cale de pescar, că le sunte, juc. Și după aia, tot fel de binoclurile alea pe timp de zi de noapte de ăsta, și două turme de ogari, și, după cum v-am zis, tot fel de rucsaci, de saje, de vânător, și costume de camuflaj, ca frunza, ca iarba, să se pitească pe după scorță, pe după scorbură. Tot așa, să facă ca și creanga. Și total, uitați, 399 de mii de euro, tot ăsta nu a avut mărunt. Eu dau fix exact acolo, nu. Ăsta să bolunească, să crepe, șeful de rând. Ce bine, mă, dar... Ce omul ăla, după ce-o venit la noi magazin la care ai vândut toată atâtea? Păi ce-o venit să-i cumpere tamponii la nevastă sa? Și? Nu, dacă ți-a stricat în weekend-ul, tu ce l-a pescuit? Dar nu mă pricep, nu? Las că-l vând eu, n-ai cărâng de la mine pe tine, nu. O, de Dumnezeu, le mărată, dar pe două de omii, mă, hai mă încoa să mă schepă, nu, unde e, mă? Păi, grabă! Doamne, Dumnezeu! Dar ce-i cu tine, mă, că te văd cam năgășit, mă? Păi, mă, ești... Da, de ce? Păi cum să nu știu mă, că și mă, Todore, dragă? E dacă am aflat că trebuie să-mi o taie, mă. Și ți-o taie, tătă? Tătă vine, zoie, mă. Ori te iau ei, ia să-l faci frumos în bucăt după aia, nu dau la oameni. Dar de ce s-o taie la oameni? Tu munce! Ia, tu munce! Te trăznit, iar mă, din glăule, că nu m-a prostit cu rovești, mă. Auzi, de ce trebuie să mă, Teodore, mă, nu știu cum să spun eu ție așa ca să mă pricep, mă, de votri să le face, nu se mai ridică de lucru. Nici afară nu mai pot toate voi. A vedea o domnul cât care fac și mă fac e tot în minunea. Păi nu-mi spune, mă, păi n-ai încercat vreun tratament, să nu ți-o taie. N-ai dat cu nimic. Cum nu, mă? Cum mă cred că te-a ales de-al tău? Ce ai? Mă, prima dată, m-a dat o coță. Așa o puțin, măi, din puntana asta. Și nimic. Ce? După aia, m-a dat-o cu niște vaselină și a găsit un pot, era așa neagră, cred că era epilată, că era de la Duma. Și cum am dat-o, mi-o chitat pe părul, așa sau de era? Măi, de aproape că m-o plătit râsul, dar nu mi-o visă, știi? Da, sigur, cum să nu cred. După aia, m-a dat-o cu fotomin. Cu fotomin? Ce? S-o-mi foia cât-o vine ea și-mi ca un balon? Și când s-o desfoia, s-o plângi și mai rău. Cum? Era atunci așa cartelea din păcata lor. Nu. Ce mă omul? Dacă... Da mă, dacă ți-o fost așa cartelea, n-ai vă la un doctor cu ea să s-o dată. S-o dată, mă? Nu, și ce o să-ți? Păi te rog, ce-o vom mierele și tăvrile, mă, sărbătoarea aceea. Nu, ce? Ce o să-ți?
în fiul lui, stai în jumătate, tu nu vrei, că vă trage pe verzi și pe deasă. Dar și nu mine, mânca și nu mai apuc să mă mai spumozesc și odată la cineva. E trăzite să te spumozesc la mine, mă! Că trăzite am tot ce e bun, mă! Bă, așa că am trebuit, încă și nebunit, mă! Spune-mă, unde ți-o pare, mă? Unde o vrei? Că nu mă interesează. Tu știi că la casă n-am loc, și nici nu aș văd din mă dacă nintr-o sandură de aia, nu-și văd o pie sânge. Păi eu mi-e o zile aia de aici, de mă, dar tu mă curăță. O, Doamne Dumnezeule, mă, omule, că dacă tăți o dai și să mai șuie, după ce nu stai dracului acasă, mă, cum li pe drum aici să infectezi toată lumea asta, mă, stai și acasă, mă. Mă, tetetule, mă duc să-mi fac formele, mă. Pentru ce? Pentru ca să-mi duc ca ei, mă! Nu ți-am stat acasă, n-am condiții, loc și nici n-am unde închide chiarea, că doar după altă și media. Îți dă chiarea ție! Păi ce vezi, îți dă chiarea ție? Ție! Dar ce să fac eu cu ea, mă, nebunule? Thank you.
și să zici că o să mor, mă, nebunule, mă! Bă, Tudore, cum să mă chinuiască, mă? Că eu n-aș tu, mă, că tu ai iubit așa de mult, mă, soacă mea. Că și mă, tine, lăsa-s oput, mă! Thank you.